Farângul este considerat unul dintre cele mai sălbatice masive muntoase din România, întrucât peisajul oferit este unul de excepție. El îmbină caracterele alpine și subalpine cu relieful glaciar, o vegetație foarte bogată, o vale remarcabilă a Jiului, precum și suprafețe de schi naturale și amenajate în stațiunea turistică Farângul Mic. Potențialul turistic al acestui masiv este dat de totalitatea obiectivelor care se găsesc în această regiune, reprezentate de cercurile glaciare formate la peste 2000 de metri altitudine și de defileul Jiului, una dintre cele mai inedite despicături a Carpaților, cu peisaje minunate și cu bune posibilități de dezvoltare a drumețiilor și alpinismului. În partea de nord a orașului Petroșan, pe drumul ce leagă Valea Jiului de Țara Hațegului, în imediata apropiere a micii curmături formate pe locul unde se întâlnesc munții Retezatului cu cei Sebeșului, perseverența apei a dus la săparea în stânca uneia dintre cele mai mari peșteri din Ardeal. Ca urmare a acțiunilor desfășurate de Asociația Petro Aqua, au loc concerte corale în interiorul peșterii. Astfel, sala mare a fost denumită Sala de Concert și Dans, ca urmare a acusticii deosebite de care a dat dovadă. Castelul Corvinilor s-a înconjurat în cei peste 600 de ani ai săi de o aură de cetate de necucerit. El te poartă cu gândul în trecut, în vremea în care se afla în stăpânirea familiilor huniazilor și a corvinilor, în vremea în care Vlad Țepeș fusese aruncat în temnițele lui. De atunci, cetatea a început să strângă între zidurile de piatră un șir nesfârșit de povești și legende, care au înflorit de la an la an. Castelul atrage ca un magnet, ne invită parcă să-i deslușim misterele.